Bine ați revenit la mobilisima.ro. Ce am eu în mână acum este Samsung Galaxy S8 Plus. Tocmai a fost lansat oficial în România și avem de-a face și cu cel mai mare Galaxy S de până acum. Are un ecran atât de luminos că în acest moment suntem la o valoare scăzută a luminii esteții și tot e foarte luminos. Diagonala este impresionantă, 6,2 inci de această dată. Se păstrează rezoluția Quad HD, este mai degrabă un Quad HD Plus având în vedere diagonala atipică și este un Infinity Display. La prima vedere ai zice că muchile sunt curbate ca la S7 Edge sau Note 7, dar sunt parcă un pic mai discret curbate dacă te uiți cu atenție, mai ales față de fotografiile pe care le-ai văzut pe web cu acest telefon. La interior avem un procesor Exynos 8895, iar experiența este pe bază de Android Nougat și un Grace UX. Nu mai este chiar TouchWiz, ci un Grace UX variantă nouă. Bixby este vedet aici. Avem un asistent virtual pe bază de AI de la Samsung și are un buton dedicat chiar aici. Aici este butonul de volum, iar aici este butonul dedicat lui Bixby. O altă mare schimbare, nu mai avem buton Home fizic. Aici este butonul Home, care oferă un feedback haptic similar cu cel care le vedeam pe iPhone 7. Aici avem celelalte butoane, Back și Recents. Iar acum, hai să vedem cum stăm cu navigarea pe internet, Samsung Internet. Ok, Bookmarks Everywhere și hai să intrăm pe Mobilissimo. Tastatura virtuală comodă, aș spune, wow, foarte comodă, la urmă la 6,2 inci nu e greu. Procesor Exynos 8895, 4 GB de RAM la interior, 64 GB de stocare. Mai avem și Gorilla Glass 5 protecție, evident, ecranul este un Super AMOLED. Avem și slot microSD, 64 de GB, după cum spuneam. Iar în spate se află o cameră de 12 megapixeli, hai să o vedem. 12 megapixeli chiar aici. Blitzul și scannerul de amprente s-a mutat în spate. Spatele este cam magnet de amprente și el. Ok, camera 12 megapixeli, deschidere F1.7, face detection autofocus și stabilizare optică, plus o nouă tehnologie smart de la Samsung care ajută la realizarea unor cadre mai bune. Filmează 4K evident și nu este în relief deloc. În față, un upgrade, avem o cameră selfie de 8 megapixeli, pe aici prinde voi printre mulți senzori de aici și avem și un scanner de iris. Ok, cam așa arată acest ecran, iată setul mobilisimo.ro. Simt mereu nevoia să umbla luminozitate pentru că ba pare prea luminos, ba pare prea puțin luminos. Arată spectaculos imaginea când vezi că nu ai aceste buchii, imaginez că este foarte imersiv când vezi un clip video și tentația este de a privi un clip video, așa că o să intru pe Mobilissimo, ghici ce, și o să vedem un clip. Mobilissimo. Ok, hai să zicem acest MobiCast. Ok, am înțeles, sărim peste reclamă. Enervante reclamele astea, skip ad. Skip ad. Iată cât de imersivă este experiența vizuală atunci când privim acest clip. Un fel de Inception, eu privindu-mă pe mine pe telefon. Ok, alte lucruri de menționat despre acest terminal, spuneam de asistentul Bixby, dar nu vi-l pot arăta. Este deocamdată la început, este doar un demo, n-a fost activat încă. O să ofere remindere, o să ofere control vocal la toate funcțiile, o să ne fișeze vremea, programul și practic tot ce puteți face cu touch-ul, veți putea face și cu vocea. Iată ca la Pixel, gestul de declanșare al app drawer-ului se face pe bază de swipe. Acum nu am putut să intrăm aici și o să intrăm mai încolo. Am ficecat un Antutu, dar nu am avut noroc. Evident, funcțiile Edge sunt la posturi. Ok, allow, allow. Iată, o serie de aplicații, shortcut-uri și funcții. Din nou, deși muchile nu sunt foarte curbate, rămân cu această funcționalitate. Am uitat de baterie. O baterie nelăturabilă, lithium-ion, de 3500 de mAh, care ar trebui să asigure peste o zi de funcționare aparent. Știu că S70, de exemplu, a avut super baterie și S7 a stat și el bine, așa că de la S8 Plus ne așteptăm numai la lucruri bune. S-au schimbat și dimensiunile. Acum măsoară 8,1 mm în grosime. Este un pic mai gros decât S7, care avea 7,9 mm. Când trește 173 de grame, ceea ce pentru un telefon de 6,2 inci este chiar foarte bine. Certificat pentru rezistență la apă, IP68, rezistă la apă și praf. Și cam acesta a fost primul contact cu Samsung Galaxy S8 Plus, cel mai mare Galaxy S de până acum. Costă 3899 de lei la retailerii locali și impresionează prin display, deși nu este atât de curbat pe care ne așteptam, ceea ce nu e neapărat rău. Este și probabil cel mai îngust telefon mare cu care m-am jucat în ultima vreme. L-am testat la mobilisimo.ro, revenim cu review și unboxing foarte curând. Bye bye!